CDE. La început citești pe litere E și viața pare poezie. Nu știai că poți să zbori în avioane de hârtie. Spunea proful de mate, istrate, tu visezi n-o să ajungi departe. Ha, e ciudat cum trece timpul, complicat că de fapt e atât de simplu. Să ne-a spus că nu se poate, dar mi-am dat dreptate. Și cea mai mare parte e că visele devine realitate. Bună dimineața, dragii noștri! Sunt Sandy și ne aflăm la frumoasa piscină Winners Club Țălnar. Alături de mine este frumoasa noastră imagine Nicoleta Streulea, imaginea Sandy Club iulie 2015, și dorim să vă facem cunoștință succesele ei în decursul acestei luni și nu numai. Eu am venit într-o zi de ianuarie, să zic așa, m-am hotărât că e momentul să fac o schimbare în viața mea și pentru asta am ales Sandy Club. Pentru că m-am gândit tot timpul și am simțit lucrul ăsta că doar Sandy poate să mă ajute în ceea ce vreau eu să fac. Și până în momentul în care am devenit imaginea Sandy Club, vreau să vă spun că am pornit de la undeva de la 75 de kilograme. Șansele o să certifice. O să fie relevant, adică o să creadă toată lumea, pentru că e negru pe alb, adică nu aberăm nimic, vorbim din experiență. Am slăbit undeva până la 9 kilograme, aproape 10. Și luna asta am ajuns undeva la 11 kg slăbite. Asta datorită lui Sandy și datorită mie, normal. Pentru că am format o echipă super, super, super și am avut încredere în nouă. Să ne spui, te rog, câteva momente de care tu crezi că o să-ți aduci aminte așa pentru totdeauna. Clar că o să-mi aduc aminte seara în care am devenit imaginea Sandy Club. Eram așa, adică stăteam acolo cu sufletul la gură, mă trage pe mine. Simțeam o chestie de fiecare dată când intram în sală, că eu trebuia să fiu în stânga lui Sandy. Toată lumea... Era o presiune pozitivă. Clar și o responsabilitate, normal, și o energie în plus. Și clar îmi mai amintesc atunci când m-ai trecut pe podium alături de tine la abdomene. Mamă, deci a fost super, super bine. Eram așa, mă gândeam, vai, să nu zgâții prea tare pe Sandy. Suntem o familie și ne bucurăm. Îi pupăm pe toți. Și pe fete, și pe băieți. Pe toată lumea. Aseară a fost exact cum spunea Iulie. Wow. O seară binecuvântată, super atmosfera. În primul rând aici la piscină e maxim, pot să zic. E frumos, e aer liber și îți dai seama, mie tot timpul m-a plăcut. Deci în momentul în care am venit la piscină, chiar îi ziceam lui Sandy, Sandy, mie îmi place când aveți spectatori. Și îți mulțumit că, na, e clar, datorită ție și datorită ție? Mie, am putut să facem și rezultatele sunt pe măsură. Ai reușit să lași deoparte 29 de centimetri, ceea ce super! Eu cred că este chiar și apogeul imaginii la Sandy Club, nu cred, sigur. 2,5 kg de grăsime, deci de țesut adipos, să-l transform în masă activă, ceea ce e mine. Ne bucurăm din suflet că am reușit. Chiar dacă poate, nu ne-am gândit, nu ne-am chiar, gândit așa, chiar așa, chiar rezultatele ne-au surprins și pe noi. Pupăm pe toate fetele. Și noi vă pupăm. Și pe cei dragi ai tăi care cu siguranță ți-au ținut pumnii luna aceasta. Chiar. Ținem pumnii, doamne Cecilia. Ținem pumnii, doamne Cecilia, o pupăm și știm că vă pupăm poate pe noi suntem alături de ea. Sperăm să ne vedem la mișcare. Pupăm pe toți și stai că v-a plăcut interviul nostru. Vă pupăcim și vă dorim o zi frumoasă.